Caz complex de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals instrumentat de polițiștii mureșeni. În 15 noiembrie, în continuarea cercetărilor efectuate într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor, au fost reținute două persoane din județul Suceava. În fapt, aceștia, de 45 și 55 de ani, în calitate de administratori, ar fi înregistrat în mod fictiv în contabilitatea societăților peste 140 de avize de însoțire pentru material lemnos, împreună cu chitanțele și facturile aferente, fără ca operațiunile comerciale să se fi desfășurat în mod real. Volumul total de material lemnos introdus în circuitul comercial este de peste 7.000 de metri cubi cherestea și lemn rotund, în valoare de aproximativ 3.800.000 de lei. Din cercetările efectuate de polițiști s-a stabilit că toate avizele de însoțire a materialului lemnos înregistrate în contabilitatea societăților comerciale provin de la societățile de tip fantomă administrate de către o femeie din Neamț, arestată în această cauză în 29 septembrie. Potrivit istoricului acestui caz, pe 28 septembrie, polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică, sprijiniți de jandarmi, sub coordonarea Direcției de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și a Procurorului de Caz, au desfășurat 99 de percheziții în 12 județe. Din cercetări a reieșit că în perioada aprilie 2015-septembrie 2016, femeia de 49 de ani din Piatra Neamț, în calitate de administrator de fapt la trei firme cu sediul social în județele Mureș, Suceava și Neamț, a emis avize de însoțire a materialelor lemnoase transportate. Femeia ar fi efectuat note de intrare recepția lemnului în baza unor avize de însoțire emise de către alți destinatari, iar ulterior cantitatea de lemn ar fi fost introdusă în mod ilegal în circuitul comercial. Scopul activităților desfășurate ar fi fost acoperirea volumului de material lemnos deținut fără acte de proveniență. În urma verificărilor s-a stabilit că au fost emise avize de însoțire a materialului lemnos în volum total de peste 11.000 de metri cubi, valoarea acestuia fiind de aproximativ 4.240.000 de lei. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe sume de bani, euro și dolari. 9 persoane, 3 din Mureș, 4 din Neamț, una din Suceava și una din Harghita au fost reținute pentru 24 de ore, iar una dintre ele a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. La activități au participat și polițiști din Mureș, Harghita, Suceava, Neamț, Bacău, Arad, Timiș, Covasna, Brașov, Vrancea, Constanța, Ilfov, dar și jandarmi.